noi românii avem șansa să beneficiem de această minune de istorie și de arhitectură care este castelul corvinilor, unedoreștilor, uniazilor, cum vreți să-i zicem, pentru că sunt mai multe limbi în care el a pătruns. E o clădire unică în sud-estul Europei, într-un gotic extraordinar și care amintește de o familie extraordinară, cu un destin european, familia lui Iancu de Hunedoara, care prin Matia Corvin, fiul lui, a ajuns vestită ca familie regală. Și apoi prin Ioan Corvin de Hunedoara, nepotul lui Iancu, de asemenea, o familie care a trecut ca o cometă pe frontispiciu Europei, dar care a lăsat urme extraordinare. Și vrem să aducem în atenția opiniei publice personalitățile acestea, în primul rând pe Iancu de Hunedoara, care a fost numit ultimul mare cruciat european, care a apărat civilizația creștină în fața asalturilor unor forțe destructive și a reușit să păstreze, cum se spunea atunci, Republica Cristiană, adică Republica Creștină. Nu numai țările române, nu numai Ungaria, întreaga civilizație europeană, oprind puhoiul otoman în această zonă și permițând Occidentului să se dezvolte. Prin urmare, astăzi suntem membri ai Uniunii Europene și e bine să știm că și în partea asta vitregită de Europa au existat forțe care au luptat, care s-au străduit pentru binele bazelor civilizației europene, care sunt clasicismul greco-latin și iudeo-creștinismul. Aceste valori, după părerea mea, trebuie conservate dacă vrem să păstrăm Europa în continuare. Și având șansa să avem, repet, acest castel minunat pe teritoriul țării noastre, aici la Hunedoara, trebuie să facem tot posibilul să-l cunoaștem și noi, că mulți români habar n-au de treaba asta, și să-l cunoască și alții. Asta voiam să vă întreb. Credeți că este suficient de mult sau de bine pus în valoare această familie care, iată, a reușit să devină erou la nivel european? E pusă în valoare în fel diferit. O pun în valoare maghiari, o pun în valoare români, o pun în valoare sârbii, pentru că Belgradul e capitala Serbiei de astăzi, Belgradul pe care l-a apărat eroul numit Iancu de Hunedoara, dar cam fiecare o face în legea lui. Ar fi bine să găsim soluții comune, să capacităm Occidentul să vină să vadă. Necazul e altul, nu acesta. Necazul e că nu avem autostrăzi bune, nu avem posibilitatea să încurajăm turismul de un anumit fel, turismul cultural, turismul istoric, care se poate încuraja dacă sunt aeroporturi în apropiere, dacă sunt drumurile bune, dar și așa chiar, castelul acesta a intrat în circuit european. Văd că în ultimii ani vin tot mai mulți turiști și cu grijă putem face să vină și mai mulți. Evenimentul pe care suntem
copiilor în curs al fiecărui bunetorian, indiferent de vârstă. Un rezultat notabil al acestei campanii de conștientizare este expoziția istorică în aer liber în drumul copiilor, pe care sper că ați observat-o la intrarea din primăvara și care va fi dublată ca dimensiuni și conținută săptămânile care urmează. Un alt rezultat important este proiectul de urme de copiilor, în care trebuia în fiecare vară primăria oferă elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, în oraș, excursii tematice pe trasee urmate de Ioan de Primăvara, în importantele sale campanii de apărare la literat creștinătății. Dorim să extindem și acest proiect și să-l implementăm ca și în mediul școlar și în comunitate în general. Facem toate acestea pentru că suntem datori marilor noștri realitași, Ioan de Primăvara, Ladislau și Matea. Pentru că este obligatoriu ca urmașii noștri să cunoască și să perpetueze povestea și importanța fabuloasei familii la copii. Pentru că viitorul este măsura pe care îți construiești trecutul. Așadar, vă doresc încă o dată bine ați venit la Castelul Copiilor. Mulțumim încă o dată atât Academiei Române, cât și Fundației Coral. Ne-ați venit mă bucur să constat că avem un public numeros la această conferință internațională. Este o onoare pentru noi să-l avem atât pe domnul Ioan Lorel Ponte, ședintele Academiei Române, cât și cercetător de asemenea calibru în Castelul Corvinilor și Bunătoara. Este un moment important în existența Muzeului Castelul Corvinilor. Iată că Evul Mediu își intră cumva în dreptul aici la Bunătoara și în castel. Trebuie să menționăm faptul că această conferință nu se va avea ecou și după încheierea ei, pentru că aceste comunicări vor face subiectul unei publicații care cu siguranță se va regăsi în bibliotecile din județul Bunătoara. Această conferință este organizată de